Ok, salut, aici Mr. Kaviken, bine v-am găsit la un episod din GTA San Andreas Multiplayer. Bă, e ora 1 dimineața, adică seara, sau na, cum ar veni chestia. Ideea este că n-am avut video pentru sâmbătă și am spus hai repede acum în seara asta, acum cât mai e timp să mai filmez ceva, pun episodul, văd ce mai fac. Probabil o să fac un episod puțin mai scurtuleț, așa că decât să nu stau foarte mult la upload, pentru că mai dormim și noi, mai una alta, știi cum se face. În mare parte, astăzi vreau să vorbesc despre liderul de la paramedic Los Santos, Cedric. Eu oarecum cu Cedric, stai să văd dacă mi-l arată acilișa. 19, nu. Leaders. Nu. Nu, a, leaders, leaders, am înțeles, am avut și o engleză. Era facțiunea, uite-l pe fake. Unde-i facțiunea, bă, băiatul, bă? Uite aici era paramedic LV. Cred că nu arată facțiunea. Practic ar trebui să fie, nu știu ce fac aici, nu mă întrebați ce fac, deasupra de la San Fierro Rifa. San Fierro Rifa. Da. Ok, nu este. Asta se întâmplă. Deci am așa, da. Asta nu arată ok. Deci a fost demis pe motiv înșelare sau... O să mă uit mai bine să văd exact pe ce motiv a fost demis. Că a fost prins probabil cu afaceri legale sau ceva de genul ăsta. Și a fost demis, bine, nu știu exact ce titlu o să pun, probabil ceva de genul ăsta, lider demis sau ceva. Și am făcut și eu cerere pentru lider, știi? Acum niciodată nu poți să știi dacă ajungi sau nu lider, dar eu chiar îmi doresc oarecum, adică ar fi ok să fiu, adică, na, vă dați seama, cred că fiecare... Ar zice, da, bă, normal, ar fi lider, dar am o șansă probabil foarte, foarte mică să devin lider. N-am multe zile, multă lume se bate probabil pentru facțiunea asta. N-am zile, n-am probabil nici experiență sau nu știu dacă ai nevoie chiar așa de mare experiență. Având în vedere că am parcă 67 ar trebui, da, am acum. 67 e destul de... ok, să spun, pentru mine. Bă, în mare parte am făcut, văd că mi-am pus chestia asta cu bei cafea aici pe spate. Asta e întrebarea care o pun de fiecare dată când este un interviu și odată am pus întrebarea asta, bei cafea, și mi-a dat un reporter mesaj, zice, altă întrebare, nu știi să pui. Sau ce e... Era în ceva genul, dar ce te interesează pe tine? Hă? Cum? Ce? De ce faci tu, șmecherel, dacă eu vreau să pun întrebarea asta? Tu ce treabă ai cu mine, știi? Sau ceva de genul ăsta, eram așa, bun. Bă, mare parte, bine, cam asta am vrut să vorbesc, să zic că a fost prins, am înțeles, să ai cu o vreme din asta, așa. Hai că lăsăm pe 20, că e mai ok, zic eu. Bă, m-am jucat și la Battlegrounds, hai să vedem, ne putem juca la Battlegrounds, la noul Battlegrounds sau... Am înțeles, încă... Uite pe Duff. El e, mă? Uite, 1-6. Da. Bun. Ar fi ok, nu știu. M-am uitat la video și am văzut că a ieșit din facțiune. Bă, și eu, vă dați seama, probabil o să stau în facțiunea asta. Din asta oarecum a fost un motiv pentru care am stat și vreau să stau multe zile în facțiune.
Am spus, mă întrebau membrii pe facțiune, bă, cafea ai făcut rang 5, până la cât vrei să stai? Și am zis, bă, eu nu ies de aici decât cu motiv lider. Și a zis, oh, mai du-te, mă, drec, bă, cum să ieși cu motiv lider? Și probabil se, nu știu, speranța aia mică, mică, mică s-ar putea să fie mâine sau poimâine, nu știu exact când se aleg liderii, parcă ceva de genul ăsta. S-ar putea să fiu și eu pe acolo, nu știu orice se poate întâmpla în această situație. Dacă o să fiu bine, vă dați seama, dacă o să fiu, o să fiu multă responsabilitate, probabil cum sunt și YouTuber, veniți la mine, bași pe pile, nu știu ce. Am înțeles, am și am avut mașină, corect. Acum de vreo jumătate de oră vorbeam cu membru în facțiunii Claudiu Sensation, în nebunie șmecherie, că făceam chestie care poate să meargă dintr-un loc în altul fără să bușească sultanul. Dar n-a reușit foarte mult timp. Bine, cred că el a reușit mai mult decât mine. Probabil asta vreau să fac acum, să văd dacă pot să trec așa pe aici, până la PNS, fără să o bușesc, fără să o bubui, fără să-i fac nimic rău. Bă, 2800 de kilometri, bă, e ceva. Bine, având în vedere că sultanul ăsta n-are mulți kilometri, na, totuși e ceva până la urmă. Hai să îi băgăm noi aici niște gazolen. Am înțeles, asta vrea să vină aici cu mine sau? Nu știu dacă vrea să vină, dacă vreau să vină îl duc. Bă, parcă mi se închid ochii. Gen așa, așa fac cu ochii mei acum. De ce scrie Mane, ai 100K, te rog. Pe 214 1, 2, 3. Na, Mane, ține de aici. Cu plăcere, frumos. Mersi frumos. Cum ar fi când cineva spune mersi frumos, să spui și tu cu plăcere frumos? Ar fi ciudat. În fine. Bă, am filmat, cred că de gen 8 minute, ceva de genul ăsta, probabil. Eu cred că mă duc acum, adică mă duc să pun video, mă duc să văd ce fac cu un alta. Chiar îmi pare rău că video-ul ăsta a fost foarte scurt. O să se uite oricum Morty până la final. Pentru că știu că Morty se uită mereu. Salut, Morty! Îmi pare rău că n-am avut un... Știu că mi-ai spus, bă, fă ceva, să fac jobs, adică să fac paint sau să fac ceva, dar la ora asta nu cred că este prea multă lume la paint și probabil că n-ați vrea să vedeți un paramedic pareză. Probabil o să fac un video să vă arăt cum știu eu să trag la paint, cum fac eu niște șmecherii pe acolo, pentru că chiar habar n-am. Mai de mult știam că decât sau probabil playerii erau mai mici decât mine și din cauza asta, dar acum cum am crescut fiecare, mă ia mafioții ăștia oricum sunt mai pericoloși decât mine. Bun. Mare parte cam asta a fost cu acest videoclip. Eu am fost Mr. Cafea Cană și ne revedem data aviatoare, practic, nu? Ok. Pa! Hai să vedem dacă putem să... Corect, corect. Un 10 pentru această săritură mirobolantă. Bine! Pa!